Elevii școlii Ion Câmpinanu din Câmpina au demonstrat astăzi că imaginația lor nu are limite în cadrul concursului Umbrela Verde. Numărul lucrărilor înscrise a fost mai mare decât anul precedent. Valorificarea spiritului creativ al elevilor pe teme de ecologie s-a controlat și anul acesta în a treia ediție a concursului național Umbrela Verde. Mesajele pro natură au fost subliniate prin numărul mare de lucrări înscrise, respectiv 720. Pe fiecare ciclu de vârstă, preșcolar, gimnazial, liceu și primar, au fost realizate lucrări în tehnica desenului, picturii, graficii și fotografiei. Interesul pentru ecologie și pentru acest concurs este mare la unitatea de învățământ. Din octombrie 2012, aceasta se numește Eco-școala Ion Câmpinanu. În urma participării în cadrul programului internațional Eco-școala, în momentul în care am primit această titulatură, am primit și simbolul internațional, steagul verde, pe care puteți să-l admirați în modul de la intrare. Și tot cu această ocazie am primit diploma de excelență mânată de Centrul Carpatul Danubian de Geoecologie pentru organizarea acestui concurs. Elevii au oferit un spectacol artistic complet celor prezenți în mijlocul lor. Chiar și profesioniștii prezenți la manifestare au fost impresionați. Predomină mult lucrările de gimnaziu, vârsta specifică, într-adevăr, pentru pictură, unde, într-adevăr, sunt adevărații pictori, zicem noi, adevărații coloriști, e perioada gimnaziului. Dacă această minune se întâmplă, cu cât copilul se duce către vârstă mai mare la liceu, lucrările sunt de altă factură, sunt mai puțin picturale, dar sunt conceptual diferite, de aceea secția care cred eu că le convine și le și corespunde cel mai mult este fotografia. Mă bucur că aceste inițiative în ceea ce privește organizarea de concursuri de pictură ia amploare nu numai la Câmpina, vreau să vă spun că la Ploiești sâmbătă trecută am fost la un concurs de pictură pentru copii organizat de școala Spectrum și cât de curând trebuie să mă duc tot așa la o comisie de jurizare la liceul Nichita Stănescu. Cu siguranță, tradiția acestui concurs va fi dusă mai departe anul viitor.